La mulți ani România, la mulți ani român, la 103 ani de la Marea Unire. Este ziua noastră a tuturor celor care vorbim, trăim și simțim românește. Este ziua în care ne închinăm pios în memoria eroilor care și-au dat viața pentru țară și pentru viitorul ei, dar în același timp privim cu recunoștință spre eroii zilelor noastre. De la oameni simpli care fac bine în jurul lor, cu fapta sau cu vorba, până la personalități care au adus faima României în toată lumea. Bun găsit la ora de știri, sunt Teodora Antonescu, iată titlurile. Participa din nou la parada militară organizată în capitală. Aproape 30.000 de spectatori au asistat încântați la defilarea militarilor și a vehiculelor de luptă pe sub Arcul de Triumf, dar și la spectacolul făcut pe cer de aeronave. Au fost condiții stricte de acces doar pentru invitații de la tribuna oficială, acolo unde au fost prezenți și președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuc. Provinciile istorice ale României nu sunt încă legate prin autostrăzi. Construcția unor șosele moderne care să lege Muntenia, Transilvania și Moldova este fie la stadiul de început, fie doar în faza de proiect. Cele mai avansate lucrări sunt pe autostrada Sibiu-Pitești, dar nici măcar acolo autoritățile nu pot estima când va fi deschis traficul. De la Carpați la Dunăre, românii și-au sărbătorit ziua națională așa cum numai ei știu să o facă. Unii au încins o horă chiar la hotarele țării, alții au dus tricolorul pe cele mai înalte culmi sau în locuri care mustesc de istorie și credință. Toți cu un singur țel, să ne arate că lucrurile care ne unesc sunt infinit mai multe decât cele care ne dezbină. Națională, fie au participat la evenimentele organizate de ambasade, fie au petrecut alături de prieteni, fie au creat evenimente speciale dedicate României. Astfel că steagul României a ajuns astăzi până și pe Marele Zid Chinezesc. Sport, ne spune Costin Deșliu. Costin, bună seara! Bună seara, Teodora, bun găsit tuturor, dar și sportivii le-au urat românilor, de la fotbaliști până la Simona Halep. Iar astăzi, după cum vedeți, naționala de handbal a României, naționala de fete, a plecat către campionatul mondial, fără Cristina Neagu, de data aceasta, după mulți ani. Haideți să vedem.